Băieți, vă salut! Aici avem un păianjen veninos. Este un păianjen cu fire, se numește. Vedeți? Să apreciez bine. Uitați, acest păianjen este rudă cu tarantulele și are acele picioare așa lungi, ca să camufleze cu bețișoare de-astea mici. Nu este foarte veninos, e un pic veninos. Are acolo niște colțișori în care bagă veninul și v-am zis, nu face fire, adică nu face pânză. Am dar senzația se plimba și prinde furnici. Și este rudă cu tarantulele, v-am zis. Dar este destul de măricel. Cu toate cu picioarele alea lungi. Este cât mâna mea, fără degete. Cu tot cu picioarele alea imense. Și să știți că... Nu știu dacă putem să-l prindem, că are mecanism de apărare și lasă picioarele. Și în față, asta vi arată mai bine. Îl filmez din față, de aici. Ați putut să se aprecieze bine. Îl vedeți? Acestea sunt colții care aia mare bagă veninul și cu aia mici prinde prada, le vedeți? Și acolo din față, vedeți, sunt și ochișorii cu care vede foarte bine. Este super mare acest foianjen. Acolo îl vedeți mai mare, dar nu e la e același. Se apreciază foarte bine, acum chiar se vede. Și are dinții foarte lungi acolo. Și chiar e destul, nu e foarte veninos, dar e destul de dureros când mușcă. Doare, chiar pișcă și poate să se umfle destul de gen, foarte, foarte mult. Și se aseamănă foarte mult cu păianjenul. Să aminte că să nu este, era un păianjenul ceva de genul, mă, cum zice. Păi de ochi de cu ochi de soare. Seamănă așa, mi-am amintit, am căutat acum pe internet repede. Stați puțin că nu-l mai găsesc. E poianjen. Nu-l mai găsesc. Îl vedeți? Aici, și dacă vreți, duminică o să mergem la pește și o să fie ziua mea. Desigur, hai să-l atingem o dată. 3, 2 și 1. Vreți să atingem? Îl vedeți că se mișcă, l-am atins un pic și se mișcă. Este de foarte liniștit pe engine-ul ăsta, v-am zis, uitați, vedeți că din câte vedeți, nu e foarte agresiv. Ales să mă piște că se umflă. Ați văzut? Stai că s-a enervat. S-a enervat în momentul ăsta. S-a enervat acest păianjen. Este foarte enervat pe engine-ul ăla. Uitați-l acolo. Așa când este amenințat, se face așa, în foarte înalt. N-aș încerca și nu e greu să-l prind. Încă nu e chiar foarte adult, dar nu e foarte pui. Uitați-l, vedeți? Fix îl ating. Și lasă aceste, mă lasă pălmuțile astea așa în sus, că zic că e foarte periculos. Bine, acum l-am enervat foarte puțin pe acest păianjen. De chiar l-am enervat după ce a... Uitați, vedeți că e liniștit. Cum aș zice eu, nu este foarte liniștit. Și vă zic că... Vreau să vă zic chiar ce am cu acel păianjen. Păianjenul soarelui. O să... M-am pus poza. Seamănă foarte mult, mai ales colții din față, că ați văzut că are destul de lungi, dar picioarele lui nu sunt chiar așa de scurte, ca subțiri ca de fire. Sunt niște penjeni nu cu fire, așa se numește, pentru care picioarele astea ca niște fire. Îl vedeți? Și pe ce o scoate din curuleț, pe ce o scoate un fel de pânză, dar nu e chiar o pânză. Este un fel de fir, un fel de firicel. Și trăiesc în găurele, prin lemne. Cam aici este locul lor, ar trebui să mai găsim câțiva. Și nu este foarte veninos, v-am și zis. Acest pensionar are undeva la 2 ani. Aici are piciorul ăsta care este destul de lung. Lung și dacă vedeți că îl atingem aici și nu face nimic, vedeți? Aoleu! S-a mișcat, ați văzut? Unde este? Uitați-l aici. Haideți să încercăm, dar nu știu că putem să-l prindem.
Da, vedeți? Uitați. Vreau să-l punem să vedem mai bine. Și pe acest păianjen să știți că cu astea se agață și cu colții ăia din fază care vi-am arătat eu sunt foarte puternici, că are un venin ăsta ca să omoare furnici. Mănâncă, chiar e foarte bine pentru furnici, poate să mănânce gen furnică roșie, poate să mănânce o furnică de aia mare, de aia furnică, nu știu cum zice, o furnică de aia mare, neagră. Poate să mănânce și o viespe, mănâncă de toate, dacă vrea poate să prindă și o pârlă mai mică, sau chiar un șarpe mic, că are un venin ce neurotoxic, cetotoxic, adică atacă sistemul nervos și nu mai poate să se miște, poate să doar că scoată limba șarpele, dar nu mai poate să se miște. Și acest păianjen este inteligent pentru că nu atacă așa, dar dacă îl mai enervăm un pic ar vrea să atace. Vreau să-l facem să atace, să vă arătăm și voi cum atacă. Dar nu știu că e bă cu venin, venin la dar că dacă... Uitați, eu l-am ridicat astea în sus. Dacă te mușcă, dar nu vreau să țin mâina chiar așa că... Chiar se umflă un pic dacă te mușcă. E foarte liniștit pe genul ăsta. Ops, s-a dus acolo. Să nu știu că-l vedeți. S-a dus fix acolo. Gata, l-am scos. Dar vedeți că acum o să revin dacă atacă. Sau, ba nu revin. Încercăm acum să facem să atace. Gata, atacă, vedeți? Îl mușca bățul. Am mușcat bățul. Nu se vede veninul pentru că îl are foarte subțire. A fugit pe acolo. A fugit undeva pe aici. Uite, l-am găsit aici. Hai să-l lăsăm în pace. Nu știu că se apreciază foarte... Nu se apreciază foarte bine. Sau se aprecieze bine. Vrea să se vadă foarte bine. Îl vedeți? Ziceți că este... O creangă, pur și simplu. Sau... Seamănă și foarte mult cu un păduche. Și... Este puțin rapid, dar nu e chiar foarte rapid, ați văzut și voi. Nu e foarte rapid, dacă vrea să alerge, îl punem bățul aici. Vedeți, îl teacă. Acum, în momentul ăsta, vrea să mă muște al naibii. Ai văzut? Chiar vrea să mă muște acum. Chiar acum vrea să mă muște. Bine, haideți să-l lăsăm în pace. Am găsit un insect care se numește insecta taur, dacă nu știți. Este o fel de cruce, dacă vedeți cum seamănă. Ziceți că este un tâu sau o cruce, nu știu ce. Și este o molie, este o specie din molie. Și aripile are ascuns undeva pe aici. Este foarte interesantă insecta asta. Și zboră. Vedeți că eu nu mușcă, uitați, vedeți? Nu mușcă această insectă. S-a ascuns undeva pe acolo, prin crengi. Nu o mai văd. Ok, o lăsăm în pace.